Bună seara, stimați telespectatori, înregistrez destul de târziu, 12 noaptea, deoarece am înregistrat și o să difuzez în această pastilă un interviu cu domnul doctor Adrian Marinescu. Știți că n-am discutat numai despre, știți, celebru medic de la director medical de la Balș, am avut multe interviuri și de fiecare dată am apreciat optimismul, luciditatea și așa la un soi de întrebare pusă de domnia sa, adică la un soi de chestiune, am vorbit la telefon și mi-a zis, ar fi interesant să discutăm despre pandemie și război. Și am făcut un interviu foarte interesant, un dialog în care în prima parte, primele 10 minute, domnia sa vorbește despre în ce stadiu este acum pandemia, dacă trebuie să mai purtăm mască, cum am uitat-o și facem cu ajutorul domniei sale, domnia sa a fost și un bun, e un spirit lucid și optimist, am făcut comparații între atmosfera din pandemie și atmosfera de război de acum, la ce se uită domnia sa, ce așteaptă ca un telespectator. De exemplu, spune că la un moment dat pandemia obosise ca subiect de presă și că și, spune domnia sa, și războiul acesta începe să vă obosi acele și magii și, de exemplu, l-am întrebat, ca să fac așa să vă incit, zic că dacă eu aș avea conduce o televiziune, ce ați vrea să vedeți ca telespectator? Și mi-a zis că ar vrea să vadă și lucruri optimiste. O să râde. Da, zice, ca și în pandemie, vreau să văd dânsul, luminița de la capăt, că în fiecare zi e nenorocire, nu era și în pandemie. Nu, dă-ne ceva, nu știu, foarte interesant. Dar după o să punem interviu, care e destul de mare, totuși trebuie să vorbesc câteva minute despre subiectul numărul 1 al acestor zile, care nu e războiul din Ucraina, acolo se eternizează. Cred că acum, de-abia acum vedem, adică văd ei lați, că eu știam de la început, că scopul a fost o mare, maschirovca, toată povestea cu Kievul, cu ăla, era, a fost un fel de diversiune ca să poată să-i țină și ei, de fapt, în sud, acolo, singura întrebare, Mariupolul, să știți că, deși ei nu spun, are deja directul, are primar rus, ei a trecut în mâna rușilor, am rămas, am înțeles că portul și acolo, un mare combinat unde s-au retras cei din trupele de Azov, dar populația nu mai e. Adică, acum se bat cu niște tipi care ies din Văgăuni sau stau în Văgăuni. Singura întrebare este dacă vor ataca, vor lua și Odessa. Și ca să închei acest subiect, am dat undeva la Radio România Actualitate, dar cred că a scris și la noi, domnul Alexandru Grumaj General, a spus o chestie foarte interesantă, că în sud au fost profesioniștii, ei nu au recruți, au ca și la noi cu angajament, și că în Kiev acolo au fost așa, în jurul Kievului, de mâna a doua. Și mi-am amintit că de asediul Constantinopolului, eu sunt doctor, m-a pasionat de Constantinopol. Deci Mahomed, la acest asediu, a avut timpul 3 categorii. Primii erau, nu știu, bostangii, ăștia erau așa de... erau aruncați prima dată ca să poată aia de pe cetate să omoare cât mai mult. Adică ei erau ala carnea de consum. După asta, când terminau bostangii, care dacă reușeau să intre într-o cetate, ei noi erau nu plătiți, ei câștigau pe ce furau, veneau spahii, și ultimii, cum a fost și la vinerea Marțea Neagră, ultimii veneau ienicerii, garda aia și aia. Așa că, dacă ar fi să mă refer acum, în sud sunt ienicerii. Bun, și cred că în est sunt spahii și acolo, pe lângă jurul Kievului, erau ăla, bostangii. Bun, dar evenimentul numărul 1 rămâne toată această
operat afacere cu Elena Udrea. Părerea mea este, și am zis-o, o să apară mâine seară și la Aleph News, părerea mea este că am asistat la o operațiune, deci că Elena Udrea era sigur că urma să fie condamnată, adică urma să-i se respingă recursul în anulare, dar acum a fost o operațiune în care ea a fost dusă de nas ca să fie și compromisă ca imagine. De ce compromisă ca imagine? Deci Elena Udrea, o să mai vorbesc, sunt deținătorul jurnalului, multe lucruri cu ea. Elena Udrea e un personaj care până acum, cel puțin, eu ultima oară am scris despre ea în cazul Traian Băsescu, ea le-a fost singura care a luat apărarea Traian Băsescu și am scris un editorial, se intitula pe șeful, fostul șef de stat Traian Băsescu îl va judeca istoria și nu păduchii de azi. Era vorba tot felul de păduchi din politică care îi spuneau că n-a făcut mandat, că ți-ai luat mandatul. Și eu am spus în felul următor, tot ce s-a întâmplat lui Traian Băsescu în legătură cu dosarul de la CNSS nu se referă la mandat. Deci noi, din punctul de vedere al mandatului al celor 10 ani, noi nu avem, adică nu s-a făcut o dezvăluire că, nu știu, criza jurnaliștilor a fost aranjată, zic, sau că în spatele condamnării comunismului, nu știu ce afacere de corupție. Deci, în punctul de vedere al afacerilor de corupție, al deciziilor, Traian Băsescu nu a fost contestat. Putem să spunem, dar nu e negat ce a făcut el prin faptul ce a făcut în tinerețe. Deci, doi, din punct de vedere istoric, pe mine nu mă interesează mobilul care l-a mânat pe un tip să facă ceva. Și că, nu, domnule, a vrut să cucerească ăia ca să se dea el mare. Nici nu mă interesează. Sau a vrut să cucerească nu știu ce cetate pentru că era acolo Elena din Troia. Important e că a cucerit-o sau n-a cucerit-o. În cazul lui Traian Băsescu a fost pus la îndoială campania lui împotriva securității și a comunismului, spunând, domnule, el era ipocrit, deoarece el era securist. Nu contează. Păi nu mă interesează ce a făcut. Există posibilitatea în care chiar un tip care a fost informator, nu știu, s-a spălat. Hai să vedem așa. Volodea Tismăneanu, zis Vladimir Tismăneanu. Am zis că trebuia să schimbe numele, se spune Volodimir. A trăit în primăverii. Tatălui a luptat în Spania și apoi și împreună cu maică-sa au fugit în timpul războiului la ruși și la Moscova lucrau la radio, ce era acolo, România Liberă, așa, și îndemnau pe români să se predea bolșevicilor, să arunce arme. Din faptul că el și apoi a trăit în primăverii și textul, nu înseamnă că n-are dreptul să scrie, să critique comunism. Adică depinde dacă critică bine sau nu, rău. Bun. Elena Udrea, după, eu am scris atunci că ea a fost singura care i-a luat apărarea lui Traian Băsescu și i-am spus, era în timpul procesului, zic că este riscul ca să o pățească pentru asta. Mă rog, mi-a trimis un mesaj, al doilea mesaj de când a venit ea, e foarte importantă să povestesc, de când a venit ea din o ciudățenie mare din Costa Rica. Deci vă spun încă o dată, ea a venit în a venit în 2019, dar din 2019, în 2022, ea nu m-a căutat niciodată la telefon, pe mine, deținătorul jurnalului și care a scris despre... După părerea mea, o să dezvolt asta mâine seară, ea a avut ordin să nu. Doamne, nu m-a căutat la telefon, las-o, dacă măcar să... Nu știu, băi, ce mai faceți, mai este cam înainte, când era cu Traian Băsescu, acolo consilier, am luat masă, dracu, am vizitat-o când era în arest la domiciliu, de o dracu, era mare brânză. Maestre, hai să ne vedem, să vă spun cum a fost, nu... Nu a dat niciun semn. Mi-a dat două mesaje de la ea. Ăsta ultimul, acum care a zis că mi-a trimis, vă mulțumesc că ați avut încredere în mine,
Și unul cu, nu știu, un an de zile, nu știu, am avut o, nu știu, era de ziua numelui, de, sau de ziua de naștere, sau de Crăciun, că mi-a trimis la mulți ani și am răspuns eu, doamne, îmi fac cruce, ceva apucat, că de regulă, mă rog, era politicoasă, trimitea și eu un mesaj acolo, măcar pe automat. Bun. Ea însă s-a remarcat în toate aceste, cum să zic, ca o încăpățânată, ca o clonțoasă. Ați văzut că ea n-a dat înapoi. Ea a fost cea care a demascat cuplul Coldea și cu Codruța, ea a făcut breșa uriașă că fiind din interior în ianuarie 2017, fără să se teamă, ea a început procesul de demascare a statului paralel. Pentru asta rămâne în istorie, pentru că ea, mai criticaseră și alții până atunci, dar nu erau din afară, ea a venit din interior și a zis pac, 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 fără nicio, adică niciun moment ea nu s-a înclinat lui Coldea și lui Codruța. Și în general a fost un tip, s-a dus la Târgu Jiu, nu a fost, când a fost atunci, când era ea în arest la domiciliu, țin minte când să plec, i-am zis, ei, cum vă simți? Și a zis așa, aia au fost și zile mai bune. Dar nu mi s-a părut, deci așa. Și era nevoie, cred, acum, nu numai să fie condamnată, pentru că putea să, ci să se și făcută pulbere această imagine ei de tipă. Din asta. Dacă se preda, nu știu, că uitați-vă Mitrea, e analiză foarte mulți din cei care sunt în libertate, sunt eliberare condiționată. Nu știu dacă Dan Voiculescu a încheiat ăla anii de pușcărie, de ei sunt, putea și ea peste un an, nu știu. Nu știu, adică se putea elibera. Și era, nu. Foarte important este următorul lucru. Și ca să înțelege ce s-a întâmplat. Deci, din start, ea a trebuit să fie condamnată. Nu discut momentul în care vine, e eliberat în Costa Rica, e alt moment, am scris, ăla este foarte important, dar o să vorbesc mâine seară și o să fac teoria mea. Pe 19 ianuarie 2019, ea trebuia să se judece recursul în anulare. A fost amânat până, cum să spun, până la tăieri. 3 ani de zile ea n-a fost judecată. Bica, în aceeași situație, a fost judecată în martie și s-a trecut la rejudecare. Ea este singura din cei care au beneficiat de povestea cu, cum îi spune, cu completul de 5 care nu s-a rejudecat. Deci ea din start, o să discut, nu știu cum a fost eliberat, dar oricum când a venit în România s-a făcut totul ca să fie condamn, să îi se respingă recursul. Și atunci asta, deci nu se judece în ianuarie, în 9 s-a programat în 19 ianuarie 2019 ce trebuie judecată. Cel târziu, martie, cum a fost Bica. Bica a fost casată sentința, s-a rejudecat și a fost condamnată din nou. Și ea la fel. Putea. Nu. Ea a fost în aprilie 2019 în alta curte, aici vine lucrul, face o adresă la înalta curte de justiție europeană în care întreabă, având în vedere că doamna Elena că a făcut cu fonduri europene, ce părere aveți? Poate fi, putem încălca decizia Curții Constituționale? Deci atenție, nu a venit în alta curte și a zis, a venit de acolo, bă, fiți atenți aici, e una udră, da? Decizie, dar toți cei implicați cu fondurile europene nu prevalează dreptul național. Nu. Ei au întrebat. Și de acolo, normal, că și-a durat 2 ani până în decembrie 2021 răspunsul. Deci a fost până, s-a amânat până în 2000. În decembrie a venit normal răspunsul. Dacă nu vreau să, eu
De exemplu, eu sunt dumneavoastră, uite, conduc un ziar și îmi face o adresă șeful de secție și zice: domnule Cristoiu, ce părere aveți dacă eu vreau să dau afară pe X? Trebuie să vă întreb pe dumneavoastră. E normal că da, poate să... A întrebat pe în alta curte de europeană: dumneavoastră sunteți mai puternici decât ce cere? Și eu răspuns că da. Deci avem o premieră și apoi în ianuarie a început ăla și de-abia acum a fost... Deci asta e singura care i s-a respins recursul în anulare, care potrivit... De ce? Că o a doua precizare din acea adresă, răspuns era faptul că dacă prevalează, că nu e niciun drept cum drept european, nu este nicio lege europeană, adică nu, că prevalează decizia lor în alte curs față de ce cere. Bă, nu există așa ceva. Ce cere, a zis că e neconstituțional. Bun. Și după părerea mea, ea a fost aburită tot timpul că va fi rejudecare. Tot timpul. Marea diversiune a fost cea când, cu 3 zile înainte de condamnare, procurorul DNA a venit și a cerut el în instanță rejudecarea, acceptarea recursului în anulare, casare. După asta, și probabil că în felul acesta ei s-a dat și mai mult siguranța, că, mai ales că știa că nu se poate încălca Constituția României. Și după asta, cu o zi înainte, același procuror, când trebuie să faci concluzii, în concluziile scrise, nu orale, spune că ea trebuie condamnat. Au început tot felul de știri, că de fapt, a scris cineva, că de fapt procurorul a fost o bâlbâială, nu l-a întrebat pe superior. Adică, și că l-a întrebat a doua zi după ce a zis că trebuie eliberată, trebuie rejudecată, și că procurorul ăsta, șeful de neam, nu știu cine, e bărbat, femeie, unul, a zis: nu, domnule, nu se poate. Păi, hai să luăm așa logic. Eu sunt procurorul pește, în DNA, un pițifel. Păi și mă duc la procesul, la cazul Elena Udrea, de care se interesează Codruța, de care se interesează Bulancea sau Tudorancea, nu știu, Bulancea care a condamnat-o, de care se interesează toți tefeliștii, Coldea, și nu-l întreb până înainte, doamne, mă duc în instanță, am azi, ce zic? Nu, de fapt a fost o piesă de teatru ca ei să... ea i s-a întreținut iluzia aceasta până dimineața. Dimineața pe 6 când a fost. Ui, câte mă acum? Nu. Până pe 7, că nu știu când a fost ea condamnată. Ieri a fost prinsă? Da. Așa. Dimineața află că domnule, o să fie condamnată. Ea nu crede. De-aia s-a dus la Sofia, așteptând să vadă dacă, că altfel o tăia. Problema este că băieții au urmărit-o, cum să spun, adică cred că se știa fiecare metru de care mergea. N-am încredere în șoferul ăla, cred că șoferul a mai întârziat. Oricum, dacă ea o tăia prima dată de dimineață, era în Grecia și de acolo, nu știu, în Dubai. A așteptat. Deci, de ce era nevoie? Era nevoie pentru că toată această poveste cu ea prinsă, cu ea poză, uite, nu mi-a spus nimeni, spuneți-mi noastră, știți, ea este o imagine de acolo când ea se vede prin gratii și se uită la telefon. Păi cine a făcut, mă, poză? În secția de poliție, nu știu ce urășeală. Deci era nevoie de această, cum să zic, lovitură de imagine. Bă, asta nu e aia... Aia tot timpul a fost, de când, din 2017, tare. E una, o proastă, o neghioabă, o fricoasă, a plecat repede, uite ce chestie, ce penibilă e. O neghioabă. Cum să pleci în viteză, te prindă ăștia? Că dacă nu o prindea, lumea spunea, a dracului.
Deci asta a fost, că a fost scopul acestei operațiuni, pentru că dacă ea îi se spunea, nu, cum să zic, pentru că altfel ori pleca, ori rămânea. Dar pleca, mai oameni, deci încă o dată, ea nu avea nicio din ăla. Putea să plece cu o seară înainte sau cu o săptămână înainte, că putea să se întâmple înainte și, nu știu, uite, în ziua în care, nu știu, cu pe 6 seara, putea să plece cu un camion, cu toată, putea să ia și vila să o tragă, da? Mulțumesc, deci asta, și vom vedea acum, vă văd mâine seară, dacă ea vine aici, cum să zic, se face poze cu tare, vedem dacă cei din Bulgaria o extradează, că să știți că poate să nu extradeze, dar eu cred că o extradează pentru că rapiditatea cu care au prins-o bulgarii, care sunt mai somnoroși ca noi, spune că cineva a sunat și a zis, domnule, fii atent, vine ea cu tare, aveți grijă că se duce la vama aia, că nu se putea ducă prin Istanbul. Putea să treacă pe partea aia, la turci. Bine, mulțumesc, la revedere, urmează acel interviu. Bună seara, domnule doctor. Am vrut să văd să ascult două lucruri de la noastră. Unul în calitate de doctor în pandemie și celălalt în calitate de analist psihologic, politic. Am remarcat în interviurile cu noastră că vă pricepeți și la alte lucruri decât pandemie, dar vecine cu pandemia. Deci o să discutăm și despre o diferență și asemănarea de atmosferă între pandemie, care o să vedem dacă a trecut sau nu, și atmosfera de război, în presă, în politică, în viața obișnuită. Deci să începem să ne spuneți în ce stat, unde e pandemia? La tele, în primul rând, numai de ce, unde e, vă întreb, ce se întâmplă cu ea, că nu mai știm nimic. Bine, un răspuns scurt ar fi: pandemia e încă la televizor. Nu mai e. Războiul. Nu e la televizor decât într-o mai mică măsură, și asta pentru că e războiul din Ucraina, altfel să știți că ar mai continua și nu se întâmplă doar în România. Pandemia sau cu pandemia stăm foarte bine, așa cum discutam și la ultimul dialog. Ceea ce spuneam la începutul anului, cu anul 2022, care e an de conviețuire, rămâne valabil. Această conviețuire, sigur că mai are unele variații. Pot să fie în punctul în care e o conviețuire armonioasă sau să mai fie pe alocuri și unele mici modificări. Ce pot să vă spun apropo de ceea ce va urma, că e important? Cu siguranță că lunile următoare, inclusiv vara, vor fi mai mult decât liniștite. Vorbim de pandemie, discutăm pe urmă de partea de război. Iar toamna ar putea să ne aducă ceva creșteri, dar care nu vor însemna un impact important la nivelul populației. Și chiar vă rog, când vă uitați la ce se întâmplă în Europa și ce se întâmplă chiar în afara Europei, ca de exemplu în China, asta ne uităm nu la numărul de oameni care se îmbolnăvesc, să ne uităm, sau nu la numărul de oameni de care se infectează. Ceea ce contează este: am o creștere importantă la nivelul spitalizărilor, e o presiune la nivelul spitalelor, e o problemă cu locurile de terapie intensivă. Răspunsul, după părerea mea, este că nu va fi un impact important și că nu va mai exista un val, așa cum știam noi la Delta sau la primele situații grele epidemiologice din pandemie. Deci nu vom mai avea o astfel de situație. Și ar mai fi de spus încă două lucruri. Lumea întreabă când pleacă virusul. Virusul nu trebuie să plece nicăieri, el se va stinge ușor și la un moment dat va muri. Iar pandemia se va închide nu în momentul în care nu voi mai avea deloc virusul SARS-CoV-2, ci se va închide atunci când nu va mai exista un răsunet important al virusului la nivelul mapamondului. Practic, voi trece la cazuri izolate, nu voi mai avea pandemie și voi auzi la un moment dat că într-o zi în România am probabil 10 sau 15 cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 fără semnificație practic pentru sănătatea populației. Vreți să spuneți că dacă nu era războiul, noi mai la televizor se discuta despre pandemie? Într-o mai mică măsură, dar se discuta ceva. Adică se găseau niște subiecte, ca de exemplu, creșteri importante, ați văzut cum sunt știrile bombă, creșteri importante, pandemia s-a întors în Germania, s-a întors în Italia, s-a întors în China. Lucruri care nu sunt adevărate, pandemia nu se întoarce în momentul în care ai o creștere, dar sunt multe cazuri ușoare. Și ca să vă dau un exemplu,
Dacă vă uitați la numărul de cazuri din fiecare zi și la numărul de decese, veți vedea că e un procent care e undeva oricum sub 1%, probabil 0,5%, cu unele variații. Cred că acest procent ar putea să fie și mai mic dacă persoanele vulnerabile, și știu că termenul ăsta a ajuns așa să fie cumva, să apară de 100 de ori pe zi, dar să știți că termenul de persoană care poate avea probleme când se infectează există. Și vă dau un exemplu. Cineva care are 75 de ani, are niște boli cronice serioase, e clar că în momentul în care face gripă sau în momentul în care face infecția cu SARS-CoV-2, chiar dacă e varianta Omicron, ar putea să aibă probleme și sfatul meu este să ajungă cât se poate de repede la o cameră de gardă în momentul în care se infectează, să nu aștepte pentru că are riscul de complicații și aceste persoane le vom vedea în statistici în acel procent de 0,5%, din păcate. Cum este la Balș acum? La Balș, Are terapie da. intensivă, oameni care vin, mai aveți verificările alea, teste? Avem și teste, avem și A persoane rămas aceleași identificare. proceduri. Au rămas aceleași proceduri deocamdată. E foarte interesant că dacă ne uităm acum în Institutul Matei Balș, vom vedea că sunt multe locuri în secțiile care nu sunt de terapie intensivă, dar în terapie intensivă, acolo unde avem într-adevăr un număr mic de paturi, ele sunt ocupate aproape tot timpul. Cu ce pacienți? Exact cu cei despre care vă spuneam. Persoanele în vârstă și care au boli cronice și care, din păcate, ajung târziu la spital. Și aici aș pune punctul pe i. Persoanele care au probleme de sănătate ar trebui să ajungă imediat la spital pentru a se putea interveni. Dumneavoastră nu ați făcut parte dintre cioclele apocaliptice și de-aia vă întreb să mai purtăm mască sau nu? Bine, Recomandare. răspunsul ar fi în felul următor. Afară n-am de ce suport în spațiu deschis, evident, aici nu mai e nicio discuție. Să știți că la interior cred că ar trebui să poarte mască aceste persoane vulnerabile despre care vă spuneam și perioada va fi scurtă. Este perioada de tranziție. Ce avem noi acum e o perioadă de tranziție. O să mă întrebați către ce? Către cazurile izolate încă, din păcate, încă nu avem cazurile izolate să auzim că avem 10, 20, 30 de cazuri. Avem peste 1000 și încă nu putem vorbi de situația în care cineva care are probleme de sănătate are un risc extrem de mic de infectare. Deci, răspunsul ar fi, în spațiile interioare, acolo unde interacționez cu oamenii din jur, dacă sunt o persoană vulnerabilă, ar trebui să mă protejez. Pentru ceilalți, depinde cât de prudenți vor să fie în raport cu infectarea. Păi, dacă eu port mască și sunt vulnerabil, sunt apărat de cei care nu poartă mască? Cu siguranță că Deci e nu pentru sunt mine. decât. Exact, ar trebui să mă protejeze și ceilalți din jur. Și aici e o discuție. În momentul în care eu nu sunt vulnerabil și nu mi-e teamă, poate că ar trebui să mă gândesc că persoana de lângă mine are probleme de sănătate și să o protejez, chiar dacă nu e ruda mea, chiar dacă nu e cineva apropiat. Problema este, cred că, un gest de solidaritate în raport cu persoanele care au probleme de sănătate. Și va fi o perioadă scurtă în care ar fi bine să facem acest lucru. Strict în spațiile închise, strict în locurile neaerisite, strict în locurile unde mă aștept să fie și persoane cu probleme de sănătate. Și pe tema asta, ultimă întrebare. Cum vă explicați explozia din China? Aici sunt mai multe explicații. În primul rând că și în China nu e un impact important la nivel de spitalizări. Spitalizările sunt puține. Dar în China, atenție, infectările și pandemia a început în China, și a însemnat o pauză foarte mare. Gândiți-vă că ei au trecut prin boală la primele variante de virus SARS-CoV-2. Și aici este un lucru foarte clar. Europa a ajuns să infecteze mai târziu și are o protecție în raport cu trecerea prin boală. Nu e vorba doar de vaccinare. Deci este logic la ei, după o perioadă destul de lungă, după ce au avut un început de pandemie și vă aduceți aminte că în rest a fost liniște, să aibă mai multe cazuri de infectare. În plus, știți că ei sunt destul de speriați de bombe. Și, pe bună dreptate, au pățit lucruri mai mult decât complicate la început de pandemie și, în plus, gândiți-vă ce înseamnă în situația în care la ei interacționează milioane de oameni pe metru pătrat, ce risc ar fi dacă apar probleme cu o variantă virală să se extindă, să transmită. Este motivul pentru care ei își iau măsuri restrictive mult mai clare decât în Europa. Vor ceda până la urmă și vor ajunge ca în Europa, la conviețuirea cu virusul? A, cu siguranță că da. Dar, după părerea mea, tot mapamondul e într-o conviețuire.
și nu se va mai Dar întoarce. ei iau în continuare măsuri, ei tratează ca pe un dușman. Nu, asta, măsurile îi le iau de frică, dar nu înseamnă că au Dar de motive ce de impunere frică medicală. ei și nu noi? Păi, pentru că la ea, să vă spuneam, la ei e situația complicată cu foarte mulți oameni, cu. Plus A. că. Cred că e și o abordare diferită. Vă faceți aminte că și la începutul pandemiei, după perioada aia de început, când au fost prinși pe nepregătite, la ei carantina însemna carantină în Europa, n-a existat. Deci termenul de carantină și termenul de izolare înseamnă să o faci pentru toată lumea, nu excepții. Ori la noi, oamenii mergeau la servici, erau întotdeauna excepții și, într-adevăr, carantina din Europa n-a avut efectele scontate nici pe departe în raport cu ce a fost în China. Ei au reușit să izoleze un oraș întreg când și-au dorit. Au izolat și au închis tot. Nu mai intră nimeni, nu mai iese nimeni. Lucru care nu se poate întâmpla în Europa. În perioada pandemiei s-a afirmat, și pe dumneavoastră nu vă includ, o categorie căruia le-am zis cioclei apocaliptici, care erau toată ziua pe televizor. Locul lor l-au luat, cum am zis, ăștia, analiștii militari apocaliptici. Ați observat? Credeți că colegii dumneavoastră, unii nu erau colegi, că nu aveau nicio treabă cu medicina, credeți că suferă că nu mai sunt vedete? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da. Mai ales că mulți dintre ei nu se bazau pe o experiență. Deci e foarte interesant că pe mine Putem mă analiza interesează. acum la rece. Ce Așa, a să creat vedem. fenomenul cioclei apocaliptici? Cine a creat Și cum? presa în general? Nu, cred că au fost trei factori. În Da. primul rând, presa și media în general și a dorit subiecte care să fie bombe și să sune cât se poate de bine. Cred că o făceau și înainte de pandemie. Oamenii au vrut să se afirme și atunci au găsit o variantă în felul ăsta. Și punctul 3, cred că nu e numai contextul din România. Dacă s-ar fi întâmplat doar în România, am fi spus că nu mai se întâmplă. Lucrurile cumva se întâmplau internațional și noi nu făceam altceva decât să copiem. Vedeți că peste tot, inclusiv în America, erau cam aceleași probleme și aceleași discuții. E foarte interesant. Aici, dumneavoastră, cred că puteți să vă spuneți mai bine cum au reușit, ca pe un subiect care era foarte important, să dezvolte atât de mult, să ajungă în punctul în care fiecare, în momentul în care deschidea televizorul de dimineață până seara, auzea cam aceleași lucruri, fără să fie diferențe. Și mai e un lucru interesant. Asta încercam să spun. Eu am văzut pandemia prin ochii Institutului Matei Balș. Adică m-am uitat la ceea ce s-a întâmplat. Primul pacient a fost tratat la noi. Am văzut o parte de experiență. Este interesant că cei care nu aveau această experiență și care probabil își luau informațiile nu știu de unde, din alte surse, nu făceau nicio schimbare. Nu existau variații. Chiar dacă scădeau cazurile, spuneau același lucru. Creșteau cazurile. Deci nu era nicio diferență, nu era nimic științific, nu era nimic în spate. Asta, așa am văzut pandemia. Da, cred că o explicație asta vă spun acum ca om de, și de televiziune și vedem și la, în cazul războiului, televiziunile aveau nevoie de 24 în 24 de ore de apocalipsă și cine se oferea, uneori dumneavoastră erați împins în plan secund, că erați mai puțin. Cine, cu cât erai mai apocaliptic, cu atât te chema la televizor, nu-i așa? Păi să știți că chiar mi s-a întâmplat, au fost emisiuni unde erau mai mulți și probabil că nu era ok, că eu nu sunt genul care să intre în polemică și stăteam prea cu minte și nu eram căutat pe urmă la genul ăla de emisiuni. Cum vă Până la urmă. explicați dumneavoastră acest fenomen care a fost grav, în care presa, nu numai la noi, au promovat din competenții, totuși, iertați-mă, adică, cum spuneam noastră, una era dentistă, unul era psihiatru, adică cum de s-a ajuns? A fost de vină presa, a fost de vină ei, a fost de vină dumneavoastră specialiștii că n-ați ieșit în prim plan? Nu, exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Pentru a putea ajunge la televizor și pentru a putea să apar foarte des și cu anumite subiecte, trebuia să fii suficient de vocal. Da. Exagerat. Exagerat de vocal. Și Da. în plus, întotdeauna știrile bombă sunt știrile rele. Da. Și să știți că vor urma știri, pentru că oamenii au prins experiență, când vor vorbi de probleme medicale, veți auzi că o mușcătură de căpușă ne omoară, că gripa. Auzeam o știre apropo de asta zile trecute. Știți că acum am trecut la partea de gripă. Gripa, care e
Incredibil, sunt foarte multe cazuri și le spuneam, dom'le, dar e o normalitate, am avut și, vă aduceți aminte, virusurile gripale, virozele existau și înainte, nu s-a schimbat nimic. Și totuși așa erau prezentate. Acum e tot așa, apocaliptic. Da, bine, încearcă să facă treaba asta, dar și la fel cu căpușele astea, doar jumate de minut. Apropo de căpușe, și ok, știu că sunt niște cazuri celebre cu mușcătorul de căpușe și cu borelioza. Eu nu spun că nu există, dar dacă eu v-aș spune că din toate mușcăturile de căpușă, imensa majoritate nu înseamnă nimic, căpușele nu ne fac mai nimic și că în momentul în care vorbim de borelioză sunt cazuri rare, iar dintre cazurile de borelioză, din 100, 95 sunt extrem de ușoare și doar 5 ar putea să pună probleme. Sigur, contează, dar este un număr infim de cazuri în raport cu prezentarea de genul căpușa ne omoară în momentul în care ne mușcă. Nu e așa. O întrebare incomodă. Ce se face în România și în toată lumea cu vaccinurile cumpărate? Nu, e foarte important. Credeți? Păi, în momentul în care vor expira, ele vor fi casate. E clar că nu vor Păi fi și folosite. banii ce-i casăm? Nu, banii nu-i casă, dar credeți că numai în caz de vaccinuri e situația asta? Că și la unele medicamente se întâmplă. De multe ori, să știți că românul în general, știți că își cumpără Da. să aibă acolo în cămară toate medicamentele posibile. Și dacă se uită la un moment dat, o să vadă că mare parte din ele sunt expirate. Dic, bine, o situație la nivel individual, aici era o discuție generală. Mă vă întreb ca persoană, ca cetățean, ca și ca analist. Vă uitați la, urmăriți toate emisiunile despre război? Cu siguranță nu le urmăresc pe toate, care însemna să nu dorm și să stau de dimineață până seara, să mai merg la spital. Dar N-ar mă fi uit. bine să nu ne uităm? Nu, ar fi bine să ne uităm. Eu cred că trebuie să fim informați. Știți că ce e diferit acum? În timpul pandemiei, vedeam cu ochii specialistului. Acum sunt persoana care nu se pricepe și care își dă cu părerea. Știți că asta e partea cea mai interesantă. Acum poți să-ți dai cu părerea, că se spune că dacă nu ești specialist, poți să spui ce vrei, că nu poți să greșești. Ei, lăsați că și ăștia care se dau specialiști, vă spun eu, nu se pricep. Că... Și aici vreau să vă fac o confesiune. Deși acum sunt la televiziuni, au fost rechiziționate și sunt chemați numai anumiți analiști militari. Ascultați că vă garantez eu, că ca și în pandemie. Unul care e așa mai are nuanțe, e bine să stea acasă. Normal. Spuneți-mi care e diferența de atmosferă la prin presă. Adică ce a făcut presa în pandemie și ce face acum în timpul războiului. Același lucru, întreține aceeași atmosferă. Bine, știrile bombă se fac la fel. Trebuie să vii cu lucruri care impresionează cât se poate de Așa mult e. și nu spun că nu sunt lucruri care să ne impresioneze acolo, doar că se vorbește strict despre asta. În pandemie ce impresiona? Ce căutau televiziunile ca să fie breaking news? Morți? Ce număr? Ce? Da, cu siguranță, cazuri grave, erau acele poze și filmulețe în terapie intensivă și ați Da. văzut că la fiecare știre aproape erau filmate doar terapiile intensive. Nu erau filmați oamenii care se vindecau, Da. nu erau lucruri de genul ăsta. La fel se întâmplă și aici. Vă rog. Știți ce e foarte diferit și interesant? Că în momentul de față avem un sentiment de siguranță care e bazat pe lucruri concrete, da? Până la urmă ne gândim că este spațiu NATO, nu o să vină nimeni, nu are ce să ni se întâmple. Și adevărul e că și eu mă gândesc și mă liniștește în momentul în care văd că sunt trupe care stau la granița României și ne păzesc. E un lucru bun care ne liniștește, pentru că altfel, dacă am fi într-o altă situație și am fi, din păcate, în situația Ucrainei, să spunem, am vedea lucrurile altfel. Diferența e că în pandemie eram în interior și erau lucruri care chiar ne priveau. Acum ne gândim și ne uităm la televizor și ne gândim că sunt niște lucruri care nouă nu ni se vor întâmpla nicicum și atunci suntem practic spectatori. E o diferență aici, pentru că altfel s-ar schimba psihologia. Noi suntem liniștiți în momentul de față. Nu cred că viața noastră e atât de diferită pentru că se întâmplă și pentru că e război. Suntem siguri că nu se va întâmpla nimic. Nu știu dacă poate cineva să fie 100% sigur, dar cred că ăsta e sentimentul. Dacă ar fi fost în timpul pandemiei, pandemia în Ucraina, așa cum e războiul, noi rezonam emoțional sau nu? Alți cetățeni, asta e o mare problemă. Adică cât de mare
Vă întreb ca analist, cât de puternică este emoția stârnită de ceva care îi se întâmplă altuia și cât durează ea? Emoția poate să fie reală, nu ține mult, dar e interesant că e destul de ușor să fii emotiv în momentul în care stai pe în fotoliu. Da. Acum poate că nu așa e. O abordare. E foarte simplu, e mult mai greu dacă te-ar privi pe tine o anumită situație. Da, alo. Ceva s-a... Nu s-a întâmplat nimic. Ne-a întrerupt cineva? Nu, dar nu știu. Acum ne... Eu vă aud. Cred că... Acum mă auziți? Da, sigur. Vă auzeam și înainte. Cred că au fost... Cred că rușii au zis că vorbim despre... Da, dar era acolo, se înregistra, vă rog. Adică în momentul în care ești în fotoliu, cred că e mult mai simplu și emoțiile sunt altfel. Dacă ai fi într-o situație grea, cred că te-ai gândi la propria persoană și la familie și e logic să fie așa. Atunci ai fi mai puțin cu partea emoțională. Dar e foarte interesant, e o observație extraordinară. Așa este. Cu cât ești mai în fotoliu, cu atât ești mai emoționat, pe când ești în situație, n-ai timp să te emoționezi, nu-i așa? Nu, că te gândești și ți-e teamă. Și recunosc că sentimentul de teamă în momentul în care vorbim de un război ar fi foarte clar. Noi dacă n-am avea siguranța legată de apărarea NATO, am vedea cu totul altfel lucrurile. Și mă uit cu... practic mă îngrozesc. Eu în pandemie niciodată n-am spus termenul de teamă, de groază, nici cum. Pot să spun că eram prudent sau eram îngrijorat. În caz de război pot folosi astfel de termene. Adică mă uit și văd imaginile, sigur, ele sunt probabil... prezentate într-un anumit fel, dar e clar că sunt realități și ce li se întâmplă oamenilor de acolo, indiferent cum ar fi, e de neacceptat. Vă neliniștește sau întrevedeți perspectiva unei rostogoliri către un război mondial? Eu nu cred. Sigur că acum este persoana care nu e nici specialistă, își dă cu părerea că cum era. Da, normal, vă întreb. Cum era? Ca un simplu cetățean, era vorba, ca un simplu cetățean. Eu cred că într-un interval de timp, nu dau seama cât de lung, lucrurile se vor așeza. Nu cred că va fi un război mondial și eu cred că vara va fi liniștită. Adică nu cred că la vară vom discuta de război. Cred că lucrurile se vor așeza în următorul interval de timp. Acum e de discutat în avantajul cui. Da. Probabil că rușii vor reuși destul de mult să obțină, ca au aturi. Sudul ăla, nu-i așa? Da. Da. Știți că imaginea rușilor e cu acea servietă. Știți că servieta aia pe care tot o plimbă cu butoanele și cu bomba atomică, aia e o chestie care de câte ori văd și știrea așa începe. A venit la nu știu ce întâlnire, a fost o ceremonie acum de curând. La mormântarea lui Jirinov. Da? Da. Și venea și într-adevăr când auzi că e cu chestia aia, parcă ai așa un sentiment ciudat. Dacă îi scapă servieta și... Da, nu e așa. Sunteți, domnul doctor, nu e așa de simplu că iei servieta și apeși. E mai complicat. Nu, cred că e doar la parte de imagine. Sau da, de imagine, că dacă ar fi așa, pleacă la o ibovnică cu servieta și... Nu. E complicat până, nu e chiar așa. Da, asta e clar, dar asta e percepția. Da, și există un control reciproc al celor două superputeri nucleare care se controlează nu cu butonul, se controlează cu senzori și în momentul în care simt, se sună. Eu, după părerea mea, dacă vreți să știți, din criza rachetelor, în criza rachetelor, e minciună că n-au vorbeau în fiecare zi. Asta e adică evident. Dincolo de înjurături și Kennedy avea o legătură, normal, trebuie să o ai, că nu poți să arunci și pământul în aer, că trebuie să ai un contact la un moment dat și zici, bă, stai, dar pe dedesubt, nu-i așa? Știi ce? Uite, eram curios să vă întreb un lucru. Pur și simplu, uite, eu o curiozitate. Dacă noastră și cu mine am avea bombele, da? Și am avea butoanele de comandă, oare cine ar putea determina, știind clar că în momentul în care aruncăm bombele, totul se distruge, ce m-ar putea convinge să fac lucrul ăsta? Adică ce aș putea câștiga? Că totuși vreau să obțin niște lucruri, nu? Fiecare vrea ceva. Rușii sigur vor niște lucruri, nu vor să fie tot mapamondul distrus, că nu-i ajută cu nimic. Cred că în cazul rușilor, dacă merg către Moscova, adică acolo nu mai garantez. Deocamdată nu vor folosi, dar dacă începe un război
să zicem, deși, după părerea mea, sunt mulți analiști, dar nu de ai noștri, că ei sunt ca ciocle apocaliptici, care spun că rușii n-au folosit tot armamentul modern, adică undeva și-l, dacă se poate spune, și-l păstrează pentru orice eventualitate. Dar deocamdată Rusia nu-i cu spatele la zi, nu vă luați după ce, sper că sunteți om serios, că armata rusă e în debandadă și că fură lighene. Ce dracu! Mă rog! În niciun moment nu m-am gândit așa. Sper că nu! Da. Spuneți-mi așa ca discutând, totuși anumite lucruri trebuie verificate critice. Sunt și oameni care nu... Care e asemănarea între pandemie și război în materie de verificare critică, de creare de emoții? Cum se creau emoțiile în pandemie, cum se creează aici? Bine, vă spuneam și mai devreme că e o diferență în momentul în care nu ești în problemă. Da. Că dacă am fi, dacă i-am întrebat pe ucrainieni, sigur ar vedea altfel lucrurile. Da, nu vorbesc de restul Europei. Bun, până la urmă și pandemia era asemănată cu un război. Depinde da. Cum, că și războaiele au diverse intensități. Dar știți ce e foarte interesant? Este interesant că în timpul războiului este simplu. Dacă vreau să mă gândesc care e omul cel rău, știu că e o persoană sau da. Sunt niște persoane. E, întrebarea e acum, gândindu-ne la pandemie, care au fost oamenii răi? Că eu mi-am pus mereu întrebarea. Că din punctul meu de vedere, virusul a fost omul rău, nu? Nu era omul, era microorganismul. Și totuși n-am auzit vorbind despre virus, totdeauna au fost persoane. Este foarte interesant că mereu căutăm să găsim vinovați în rândul oamenilor, da? Cei care au condus țările, cei care au făcut, medici, etc. Tot timpul am găsit ceva. De acum e mai simplu în cazul războiului. Apropo de partea emoțională, că discutăm de un grup foarte restrâns și de o persoană. Toată lumea, cred că în momentul de față, cuvântul cel mai folosit este Vladimir și cu Putin, nu? Da. Aveți dreptate, pentru că e și ceva de telenovelă, adică ura nu poate stârni virusul, nu-i așa? Virusul e virus, dar un om, da. Asta vă spun eu, o diferență foarte mare. Și atunci nu prea există polemici, că toată lumea e de acord că vinovatul e în Rusia și lucrurile sunt închise. Nu ajungi să discuți până noaptea târziu cu alți oameni și să cauți vinovați și să încerci să faci tot felul de anchete ca la o crimă. Și... Adică sunt lucruri care sunt total diferite. Aici este simplu, vorbim de război și vorbim, știm de la început, vinovații. Acolo nu se discuta în felul ăsta. Nu discuta nimeni că e un virus care a ajuns să facă ce a făcut. Totul era și în fiecare zi se schimba. Erau niște noutăți, știți cum erau știrile, nu? O noutate, am aflat, nu știu ce, profesorul cutare de prin nu știu ce, știți cum era cu specialiștii, că e interesant. Punea un nume, profesorul nu știu care din Belgia, avea 7 prenume și după ce se discuta după un sfert de oră, dacă stăteai să-l cauți, nu-l găsești, te întrebai unde e omul ăla, e într-un spital de boli infecțioase, face ceva concret? Aflai că e o persoană care asta face, tot felul de discursuri. Bine, nu spun că toți erau așa, dar apropo de diferențe. Ca specialist în pandemie și ca telespectatori, a fost un moment când pandemia a început să obosească telespectatorul? Cu siguranță. Schimbau posturile. Și o să vă dau un exemplu. La mine în familie, soția, care nu are nicio legătură cu medicina, că e arhitect, a obosit destul de repede și auzea foarte des, că în momentul în care eram acasă, eram la telefon, auzea tot pandemie, da? Și a obosit destul de repede și am văzut prin ochii ei ce înseamnă, practic. Adică i-am și spunea că eu sunt total diferit, că eram cu gândul numai către spital, numai către pandemie și că nu putea vorbi cu mine așa cum știa înainte. Adică am văzut acest lucru și oboseala a venit, să știți, destul de repede, nu după 2 ani și ceva. Cred că după 6 luni deja obosise. În sensul că erau oameni, cum era soția, care nu vrea să mai audă? Da. Și îmi spunea, hai să nu mai discutăm, vorbim orice altceva. Nu mai discutăm despre pandemie, că îmi spunea, aud același lucru, niște cifre, deși eu încercam să explic și mă vedea calm și nu cred că auzi vreodată de la mine știri de genul ăsta. Și explicam, stai că nu e chiar ca la televizor. Și îmi spunea, hai să ne uităm la altceva, nu știu, la Netflix, la orice. Să mai lăsăm cu știrile. Dacă mutai cu telecomanda la televizor, erau aceleași lucruri.
aceleași declarații care erau pe toate posturile, aceeași, nu era nimic diferit. Adică n-aveai nimic care să te încurajeze și să-ți ridice moralul. Există posibilitate, riscul ca și din coace să obosească la război? Cred că ne apropiem foarte tare. Întrebarea e, credeți că românii în momentul de față chiar se uită la fel la... Eu nu cred. Eu nu mă uit la fel. Într-adevăr, în primele zile lucrurile erau altfel, acum mi se pare că se repetă. Sigur, sunt lucruri care nu trebuie să se întâmple. Nu discutăm. Este evident că ce e acolo e de neconceput. Dar sunt aceleași știri. Adică nu mi-aduc informații noi. Aștept să aud într-adevăr că e o negociere. În general, din știrile de la televizor, sunt anumite cuvinte. Când aud negociere, s-au întâlnit, astea sunt lucruri care ar putea să joace un rol pentru că e o finalitate. Altfel, dacă sunt aceleași imagini și aceleași lucruri spuse, nu prea e niciun element în plus de noutate. Credeți că românii și-ar dori pacea cu orice preț? Nu știu dacă cu orice preț, dar foarte mult. Nu cu orice preț, că nu suntem în Am înțeles, problema, nu știu, dar dar bănuiesc cred că da. că ar vrea să scape de eu undeva o stare de spirit, așa. Evident că da, mai ales că vin după o pandemie și am Da. auzit foarte des spunând, și lucrul acesta îl spun și eu. Da, vreau să mă întorc la normalitate. Când să ajung să mă întorc la normalitate, că l-a dus pandemia, a venit altceva. Și acum știți că sunt cei care sunt cu conspirațiile și spun, nu cumva la nivel mondial e o gândire ca după pandemie să vină altceva? Da, a blocat atmosfera aceasta de război o discuție serioasă despre pandemie, că acum putem să ne gândim mai lucid. Și atunci, mai țineți minte că în plină pandemie nu puteai să pui la îndoială. Acum Sigur că da. putem anumite lucruri. Chiar spuneți dumneavoastră, ce presupun că nu ar fi fost război, chiar fi vrut dumneavoastră să aflați enigmele din perioada, că acum putem discuta liber. Poți acum să și contești că a existat pandemie, să știți că nu se mai supără nimeni. Foarte. Putem acum anumite lucruri care nu puteau fi abordate în public, că te acuzau că ești împotriva vaccinului. Cam puneți-mi trei lucruri care pe noastră și ca specialist ați vrea să le aflați acum. Fie politice din pandemie, fie psihologice, fie medicale. Sunt lucruri pe care aș vrea și o să le spun imediat. Aș vrea să le aflu, dar nu cred că le voi afla. Nu, care? Hai ziceți. M-ar Unu. interesa întâi începutul din China, pentru că acolo e clar că începutul s-a întâmplat mai repede și chiar aș fi curios să știu dacă a fost doar o parte legată de China și de faptul că ei au ascuns niște cazuri sau poate nu și-au dat seama. Adică m-ar interesa partea de început odată. Doi, m-ar interesa să știu până la urmă care a fost adevărul apropo de, bine, sigur că măsurile care s-au luat, restrictive, strategii, concepte, etc., dacă au ținut strict de componenta medicală, cu ce se putea, bine, rău, că oamenii puteau greși, sau au fost și alte lucruri în spate. Și care a fost până la urmă logica în momentul în care s-au luat anumite hotărâri, nu vorbim de România, vorbim în general. Probabil că nu vom afla. Și al treilea lucru, și asta cred că putem să-l aflăm, este experiența celor care s-au ocupat de pacienți. Dar nu doar experiența de la Matei Balș, și aș vrea să o compar cu tot ce se întâmplă în România și în alte locuri. Adică aș vrea să aud de la specialiști care au văzut pacienți fără număr și care au niște concluzii. De exemplu, să-mi spună cum s-au gândit și cum ar face într-o epidemie, nu știu, peste un an, 2-5 de gripă, sau într-o situație complicată. Cât de mult e pregătit mapamondul la nivelul sectorului medical să facă față unor astfel de situații? Oare se va întâmpla? Vor fi mai pregătiți? Au strategii? Au lucruri pe care să le facă? Credeți că vom afla vreodată cum a apărut? Eu cred că în măsura în care va trece timpul, lucrurile se vor șterge mai mult decât acum. Adică asta s-a întâmplat și cu gripa spaniolă. În momentul în care vrei să afli niște informații, le afli la cald. Am Formă e înțeles. foarte greu să mai schimbi. Nu văd de unde ai avea aceste informații. Mă refer la cetățean, mă refer la omul simplu, mă refer la cei care au acces. Noi suntem acum, eu spun și simulați să fiți de acord, trăim un moment istoric, asta este.
Și sigur că îl trăim în prezent, cum se trăiesc asemenea război. Presupunând că dumneavoastră sunteți istoric, ce credeți că, uitându-vă acum la tot, la război, nu și la sancțiuni și la ăsta, spuneți-mi și mie trei lucruri pe care, dacă ați fi istoric în viitor, ați vrea să le aflați despre tot ce s-a întâmplat în această perioadă. Vorbim acum de partea cu pandemia sau partea Cu cu războiul? pandemia. Deci, ca și la pandemie, Să chiar vedem dacă cum ar noi fi suntem. cu războiul. Dar chiar dacă suntem în război, noi, totuși, dacă ne-am detașat ca fiind istorici și zicem că s-a încheiat, ce enigme rămân pe care ați vrea să le aflați? Nu știu, după ce s-o termina. Prima curiozitate ar fi când au știut cei din NATO, când și-au dat seama că războiul într-adevăr va începe. Și dacă lucrul acesta a fost știut înainte și se puteau lua măsuri. Doi, dacă știu deja în momentul de față cum se va termina, dacă au alte informații și lucrurile, dacă negocierea practic se întâmplă și în spate, nu doar în față. Și trei, dacă interesele economice au într-adevăr un rol procentual, practic. Apropo de sancțiuni, chiar mă uitam la o știre. Pur și simplu, chiar știu că mă repet, dar cetățeanul vede anumite știri pe care le înțelege sau nu. Și mi se întâmplă și mie. Erau următoarele știri, că dintre sancțiunile aplicate Rusiei, ce ar fi fost mai important nu se întâmplă. Legat de gaz, legat de partea. Adică lucrurile astea chiar nu se întâmplă. Nimeni n-a spus stop, nu mai luăm gaz, nu mai facem nimic. Și mă întreb dacă interesele economice nu joacă în continuare un rol important. Adică chiar sunt toți dispuși să renunțe la tot ce înseamnă economic doar pentru a opri războiul? Astea sunt lucruri și întrebări la care mi-aș dori răspuns. Dumneavoastră sunteți un telespectator lucid. Spuneți-mi dacă eu aș conduce acum o televiziune și aș reflecta, să zicem, război, ce ați vrea cu precădere să aflați de la mine, adică de la televiziune, față de și ce vor, la ce vă uitați? Adică ce ați vrea să vă informeze, spuneți-mi 3-4 lucruri. Adică să acorde atenția emoției, vreți știri, vreți despre negocieri, ce vreți? Bine, cred că aș vrea și partea plină a paharului. Aș vrea să aud și lucruri bune, exact cum se întâmpla Interesant, și în da. pandemie. Aș vrea să aud că drumul legat de negociere e într-adevăr în direcția bună, dar să fie în mod real. Adică să nu se aud într-o zi că negocierile sunt pe drumul cel bun și 5 zile pe urmă să aud că de fapt nu se întâmplă nimic. De asemenea, ar fi interesant să-i auzi pe mai marii lumii spunând niște lucruri concrete, să auzi din gura lor cum spun, cum văd ei situația, exact cum discutăm noi acum. Da. Ar fi interesant, dar să nu o facă în raport cu niște lucruri presetate, ci să vorbească practic liber și să spună niște lucruri. Bine, acum discutăm un Nu lucru e foarte ipotetic, dar nu se important. va întâmpla. Vreți ca emoție sau informație verificată? Informație verificată niciodată și nu mă refer doar la pandemie. N-am apreciat știrile de la ora 5 sau erau acele știri care spuneau că Vasile nu știu ce a făcut, fiecare cine a omorât și lucrurile astea aș vrea să le aud într-o măsură mai mică și aș vrea lucrurile concrete care într-adevăr pot face ca viața mea să fie mai bună și cursul țării, cursul unor lucruri importante. E important. Pentru mine e foarte clar, fiind medic, mă interesează lucrurile practice. Ce pot să fac în mod practic? Nu la lucruri care nu mă ajută cu nimic. În momentul în care ajung să fiu deprimat și să aud niște știri groaznice, să le numim așa, cu ce mă ajută pe mine concret? Ca în ziua următoare viața mea să fie mai bună. Nu cred că mă ajută cu nimic. Ca telespectator, treceți prin filtrul verificării critice imaginile, știrile, mai ales cele care vin din Ucraina? Vă dați seama că da, e o deformație profesională, că la Da. mine dacă nu există sursa, Da. n-are nicio importanță. Ascult niște lucruri și le pun undeva în background și până mă gândesc, care ar putea să fie lucrurile care susțin ipoteza respectivă? Adică mă uit și adun informațiile. Sigur, dacă sunt aceleași știri, e cam greu să o fac, pentru că văd aceeași știre repetată. V-ați uitat, ceea ce v-aș întreba, mie mi se pare că totuși informația pe care o primesc,
în fiecare zi nu e chiar atât de bogată. Sunt cam aceleași lucruri repetate, reluate la mai multe ore, la orele de vârf, și pe orice canal aș da, aud cam același lucru. Soția se face ca în pandemie, ocolește tema. E destul de aproape. Deocamdată e subiectul proaspăt. Dar mă aștept ca în curând să obosească, și e clar că vine după oboseală din pandemie. Și știți că Da. oboseala, dacă e atât de lungă, se numește oboseală cronică. Și după oboseală ajungi și în momentul în care clachezi. Au venit refugiați ucraineni cu COVID la noastră? Da, cu siguranță. Da? Au Și venit? nu numai cu COVID. Au venit cu boli cronice, au venit cu infecție HIV-SIDA. Au venit. N-a spune că a fost o adresabilitate atât de mare. Din fericire, România a fost ocolită în raport cu Polonia. Au venit mai puțini. Și nu cred că se pune problema ca spitalele din România să fie sub presiune din cauza pacienților ucraineni. În niciun caz. Da, a fost o discuție la început. Știu că teamă, dar ne puneam problema că ar putea să vină foarte mulți la un moment dat, dar nu s-a întâmplat și nu se întâmplă. E o situație echilibrată și până la urmă că e ucrainian sau că vine din altă Era parte. important dacă au venit cu COVID, Au adică. venit, au venit, au venit, cu siguranță că au venit și au fost tratați cât se poate de bine. Cei care nu au avut nevoie de internare s-au internat, ceilalți au fost ajutați. Ei înainte de război cum au stat? Rău. Au stat rău și stau rău nu numai la pandemie, stau Da? rău la infecția HIV, la bolile cronice. Să știți că Ucraina e în topul, bine, ține de URSS și acolo a fost o problemă mereu în URSS cu infecția HIV, cu hepatitele. Și atunci la ei este un număr important de pacienți și ne gândeam că dacă vor veni foarte mulți, vom ajunge în punctul în care să nu putem să-i tratăm pe toți. Dar nu s-a întâmplat așa. Hepatita au venit, că dumneavoastră să sunteți specialist. Vin și cu hepatită, dar să știți că ei în general sunt în tranzit. De Ah, obicei vin, au o problemă de moment și vor să plece mai departe în Germania sau în alte locuri. deci, cu optimismul nostru, în final, când credeți că se va încheia măcar un armistițiu sau un conflict înghețat? Că e și asta e posibilitatea. Eu cred că, asta vă și spuneam, cred că vara va fi în mod clar liniștită și cred că va fi în punctul în care acel echilibru poate să fie ceva precum Crimea. Da, așa e și eu cred, la fel. Și eu cred că până în vară lucrurile se așează, eu vreau să se întâmple mai repede, dar mă refer la tot ceea ce înseamnă finalitate, că probabil din momentul final va mai fi o parte, ca în filmele indiene, aleargă dintr-o parte în alta foarte mult, jumătate din Am film mai aleargă. auzit chiar de la specialiști teoria asta că va fi o pauză și se reia la toamnă. Nu știți. Mă gândesc că ar putea să facă o pauză și să mai meargă pe. Bine, dar nu cred că, la fel ca și în pandemie, nu cred că va fi cu impact. Va fi o chestie așa că una e să ai trupe de gherilă și Da, să așa se e. lupte pe acolo pe. Ca asta cred că se va întâmpla de acum încolo o perioadă lungă, situații izolate. Dar cred că lucrurile se vor liniști și, acum vorbind în modul cel mai serios, noi toți ne dorim ca lucrul ăsta să se întâmple. Chiar vrem o viață liniștită, chiar vrem o vară în care să putem sta la soare fără frica de virus și fără frica de servieta cu bombe O atomice. ultimă întrebare, unde vă duceți în vara asta? Că putem să ne ducem acum liniștiți în străinătate? Cu siguranță, dar nu trebuie să așteptăm până la vară, putem să ne ducem și mai repede. Mai sunt controle, mai sunt acum. Nu, dar sunt într-o mai mică măsură. Nu trebuie să ne facem griji. Acum lucrurile se apropie de normal. Sunt unele țări care, într-adevăr, cer vaccinarea, poate și boosterul, și aici ar putea să fie un inconvenient. Dar, în rest, lucrurile s-au liniștit. Și cred că putem să o facem și Asta ați avem decis, tot familia, dreptul. ați decis unde vă duceți? Da, chiar o Bun. să plec în curând. Mi-am dorit ca pe cel mic să-l duc în Statele Unite. Da? Face 13 ani cât de curând. Unde? În ce? Că eu ala e mare. În New York vreau să Ah, ajung. da, stați un pic, acolo nu sunt Statele Unite, stați New York-ul, Da, mă rog, da, nu e corect, în New America. York. New York-ul e New York, nu e așa? E... Acolo să ne simțim precum Trebuie acasă. neapărat, adică trebuie să-l duceți neapărat, fără experiența New York-ului, că e altă lume, da? Așa este. Cu bune și Soția cu rele. se ocupa de turism, dacă nu mă înșel? Da? Bine, e un lucru pe care îl face ca un hobby. Este Da. arhitect și hobby e partea legată de Merge călătorii. și dânsa în America?
Mergem toți trei, dar ea acum are mult de recuperat în măsura în care toată pandemia. Mie îmi spuneți, eu am de recuperat, am zis că Nu, da, știu pe cineva care a fost vinovat, că au mai fost unele perioade în pandemie când lumea mai putea pleca. De, eu nu reușeam și acum e momentul să recuperez cât și de cât. rezistă alea 10 ore de zbor, câte? E groaznic. Nu, că dacă fiind prin Londra, e o Ah. escală, vor fi doar 8. Am Așa că e înțeles. onorabil. Am înțeles. Mulțumesc, domnul doctor. Sunteți ca și în pandemie, foarte interesant. Sunteți un personaj tonic, adică de-aia n-ați fost cioclu apocaliptic și nici acum și mi-ați dat informații foarte interesante. Eu cred că multă lume ar vrea să se liniștească. Nu știu, așa cred eu. Adică a venit și după pandemie, nu-i așa? Exact. A fost un moment mai prost de atâta, nici că se putea să vină ceva. Chiar ne gândeam ce poate să fie așa de rău după pandemie. Războiul. Mulțumesc că... Dar când plecați? Sau e secret? Nu, nu-i secret. Nu-i secret. Miercurea viitoare. Da, aia atunci... Așa că numărăm zilele. Drum bun, îmi trimite și mie acolo o Mare imagine. drag, sigur. Da. Povestim. Se poartă mască la New York? Se poartă mască în spațiile închise. Afară nu. Afară nu. Cred că nimeni în momentul de față nu ar trebui să mai poarte mască și din considerente științifice și putem lua Mai, orice dumneavoastră, studiu. eu port în afară, dumneavoastră purtați în afară? Nu, acum nu port în afară, în spațiile deschise. Da, adică m-am obișnuit. Dar, Păi ok, nu nu, da. recunoaște, nu, știți care e avantajul? Că nu te recunoaște. A, nu, aici da, corect. Dar în spațiile deschise, unde nu există interacțiune cu oamenii, nu ar fi motive de îngrijorare nici cum. E bine, adică ne face rău dacă purtăm mască? Nu ne face rău. Evident că nu ne face rău. Numai că mie întotdeauna mi-au plăcut lucrurile echilibrate sau calea de Da, mijloc. știu, Nici prea mult, nici prea puțin. Să fie exact ceea ce trebuie. da. Mulțumesc, drum bun, domnule doctor. Mulțumesc Mulțumesc, frumos, să ne auzim cu bine. la revedere. Mai bine.